Bună ziua, bine v-am regăsit. Așa cum știți, la această oră se desfășoară simularea pentru examenul de bacalaureat la proba de limba și literatura română. Au fost făcute o serie de pregătiri în acest sens. Mai exact, ieri a fost și o simulare tehnică privind transmiterea subiectelor. S-a realizat o procedură operațională privind modul în care se organizează și se desfășoară simularea examenelor naționale. Practic, s-a procedat și se procedează la fel ca în cazul examenului propriu zis. Elevii au 3 ore timp la dispoziție, au început la ora 11, timpul de lucru este până la ora 14. De la ora 15 va începe evaluarea lucrărilor până la ora 20. Iar mâine, de la ora 14:30 încolo, va continua evaluarea lucrărilor. După aceea, în data de 14, adică joi, va fi simularea la matematică, respectiv la istorie. Cred că ar trebui prima dată să lămuresc ce e cu subiectele. E adevărat că avem subiecte diferențiate, dar avem două categorii mari de subiecte. Nu la toate profilurile și filierele. Avem o dată așa, filiera teoretică, profilul umanist, filiera vocațională, profilul pedagogic, unde au același subiect, și după aceea, cea de-a doua mare categorie de subiecte se referă la filiera teoretică, profil real, filiera tehnologică, filiera vocațională, toate profilurile, cu excepția profilului pedagogic. Deci atât e diferențiat. Alte aspecte. Nu se evidențiază greșelile prin subliniere, nici anul trecut nu s-a făcut la examen lucrul acesta. În școală există o comisie de organizare și desfășurare care este alcătuită din președinte, director sau director adjunct, secretar care este un informatician sau poate fi chiar secretarul unității, un responsabil cu supravegherea și monitorizarea videoselelor de examen și sala de multiplicare a subiectelor, și membrii care sunt profesorii care predau discipline altele decât cele implicate în simularea examenului de bacalaureat. Asistenții sunt, evident, profesorii care predau alte discipline decât limba română. Există și o comisie de evaluare a lucrărilor scrise cu această componență, președinte, director sau director adjunct, secretar, informatician sau un profesor care are abilități de utilizare a calculatorului, și membrii sunt profesorii care predau disciplinele implicate în simulare. S-a asigurat logistica necesară, adică foi de concurs, foi tipizate. Acestea au fost ridicate ieri, luni 11 martie. S-au asigurat condițiile de examen, adică sunt camere de supraveghere video. Repartizarea pe săl a fost afișată încă ieri după masă, cu 24 de ore, așa cum prevede regulamentul. De asemenea, pe săl sunt afișate instrucțiuni referitoare la faptul că nu au ce căuta în sală cu auxiliare didactice, manuale, telefoane și așa mai departe. Subiectele au fost elaborate de un grup de lucru al inspectorului de specialitate, așa va fi și joi la matematică sau la istorie, și ele respectă atât structura cât și modelul baremelor de evaluare, toate acestea fiind postate încă de multă vreme pe site-ul Ministerului. Ce ar mai fi de spus despre simularea de astăzi? Că elevii vor semna un tabel de prezență în prezența profesorilor asistenți. Pot să părăsească sala de examen, dar numai după 90 de minute la bacalaureat
și respectiv 60 de minute la evaluarea națională, de la începerea probei, evident, cu semnarea predării lucrării. După care, Comisia de Organizare și Desfășurare a Simulării va proceda la înmerotarea lucrărilor, se vor împărți pe seturi. Un set de lucrări nu are voie să depășească numărul de 50. Nu trebuie să fie o diferență mai mare de un punct între cei doi evaluatori. Echipele de evaluatori sunt decise de președintele Comisiei de Evaluare. Va fi ulterior și o centralizare și o analiză a rezultatelor și a prezenței la simularea națională. Fiecare unitate școlară are o adresă de e-mail și pe această adresă va trimite o machetă cu prezența și cu rezultatele pe tranșe de medii. Notele obținute de elevi pot fi trecute în catalog, deci rămâne la opțiunea școlii, a profesorilor, dacă le trec sau nu în catalog. Inspectoratul poate solicita prin sondaj recorectarea unor lucrări, dacă dorește să verifice anume faptul că evaluarea s-a realizat obiectiv. După finalizarea evaluării și a rezultatelor, va fi o discuție a Comisiei Metodice din școală și se va stabili un plan de măsuri remediale specific disciplinei de examen, adică română, matematică sau istorie. Da. Da. În cazul în care conducerea școlii consideră că este necesar. Deci nu e obligatoriu. Da. Este ca la testele inițiale. Știți că la începutul anului școlar au fost testele inițiale și așa cum a prevăzut ministerul, a lăsat la atitudinea școlii, a profesorilor, dacă trec notele de la testul acela inițial, din primele săptămâni de școală. Asta fără să întrebe elevii. Da. Este la latitudinea profesorilor. Da, exact. Și noi, inspectoratul, suntem implicați în monitorizarea simulării. Adică suntem repartizați în fiecare zi de examen la câte o unitate școlară. Eu de aici trebuie să mă duc la Voievodul Gelu să văd cum se desfășoară acolo. Joi am să merg la Hida. În momentul ăsta mai am colegi care sunt la Șimleu, la Jibou, la Cehu, pentru a vedea dacă totul se desfășoară în condiții normale, condiții de examen.